A fost un festival foarte interesant, primul din categoria lui, fiind unul special, organizat de un prieten, să spunem, o persoană foarte importantă pe care am cunoscut-o la Cannes acum 2 ani. Festivalul se numește Subtitle și la el au participat actori și regizori care au marcat cinematografia europeană în ultimii 10 ani. Și ce ai adus cu tine acasă? Un premiu? Multă bucurie. Atât? Nimic Da, altceva? am adus și un premiu, da, pe care l-am primit acolo, premiul Angela, primul din neamul lui. În fiecare zi de festival, participanții au avut întâlniri cu directorii de casting de filme precum Lord of the King, Skyfall sau Anonymous. Pentru mine să fac film înseamnă să e ca atunci când pui peștele în apa potrivită. Cinematografia românească a prins un avânt incredibil în ultimii ani, iar George este și el parte din acest val. Tânărul actor crede în film și trăiește pentru el. Uită-te la tine și gândește-te dacă poți să faci altceva în afară de actorie. Dacă ești bun la altceva. Dacă ești bun la altceva, fă lucrul ăla. Dacă nu ești bun la nimic, fă actorie. George Piștereanu este un actor foarte cunoscut și îndrăgit de foarte multă lume. În afară de film, el a apărut și în videoclipul lui Ellie White. Pregătește un spectacol de teatru și întotdeauna face totul cu pasiune. Sărbători fericite! Tot ce vă doriți, să vi se împlinească visele, dar doar pe jumate, ca să mai aveți la ce spera. Și continuați să faceți ceea ce faceți. Dacă vă place cu adevărat, o să reușiți.